Este un tânăr nevăzător, se vede după cum scrie și treaba așa. Pentru nevăzători, ce soluții adaptate aveți? Nu e foarte clară, dar... Nu, eu n-am auzit de... E Hristos care e soluție pentru toate. Îmi pare rău că poate nu l-ați prins în viață pe Părintele Teofide, el avea o vorbă, zice, eu sunt nevăzător, dar asta nu înseamnă că nu-l văd pe Hristos. Da? Adunați-vă în locurile, adică strângeți-vă cu oamenii care vă pot ajuta să auziți și să trăiți pe Hristos. În urmă cu ceva ani aveam un tânăr cu care mai corespondam, un nevăzător din Buzău, așa un om de calitate și de bun simț. Înregistrasem o parte din poveștile din Căluțul lui Dumnezeu și apoi din Ogorul cu Ungeri. Și îmi spunea că el îi mulțumește pentru toți nevăzătorii care aud povestea asta. Cereți să vi se povestească despre Iisus Hristos. Și nu în ultimul rând, eu știu câteva programe care citesc excepțional în limba română Evanghelia, iar mai nou ați văzut că au apărut și psalmii înregistrați așa frumos că maică te-ai cuceri acolo la picioarele lui Dumnezeu. Încercați, Dumnezeul nostru e un Dumnezeu și al nevăzătorilor.